dimineața și din asemenea a treia ediție a concursului de aranjamente florale, care, prin grija și suportul ambasadei Olandei la București, are loc în acest an. De asemenea, la fel ca în ceilalți ani, în preajma aniversării Zilei Naționale a Olandei. Alături de noi astăzi se află excelența sa, domnul ambasador Matthijs van Monzel, căruia am să-i dau cuvântul pentru un venit adevărat. Mulțumesc! Încă nu vorbesc românești. Iar aici vorbesc florile apropie oamenii. Which means, in Dutch, bloemen brengen mensen samen. Flowers bring people together. And if that is an important message that flowers bring to us, it is especially so between Romania and Holland. Așa cum ați văzut deja, florile apropie oameni și dacă ele fac asta, acesta este un mesaj absolut important între cele două țări, între România și Olanda. We are two countries, one in the northwest, one in the southeast of the European Union. Suntem două țări, una în nord-vestul și cealaltă în sud-estul Uniunii Europene. Sometimes, as we have our diverging views on political themes, we recall that in so many other themes we are very close to each other. Chiar dacă în anumite direcții politice avem părți divergente, avem multe alte direcții în care suntem foarte aproape unii de ceilalți. In things like people-to-people contact, in commerce, in sport, we are very close and we feel close, and that is something we want to celebrate today. În ceea ce privește relațiile interumane, comerțul, sportul, sunt aspecte care ne aduc mai aproape unii de ceilalți. And if there is something that symbolizes this friendship, I think it is flowers. Because walking around in this new hometown of mine in Bucharest, there are tulips everywhere. Și dacă este ceva ce ne aduce mai aproape, acestea sunt florile. Mai ales că acum, mergând în orașul care a devenit a doua mea casă, mă întâlnesc la tot pasul cu flanele. There are flowers of spring everywhere, like in The Hague, here in Bucharest. So this is what unites us and brings us optimism for a new year. Sunt flori de primăvară peste tot, aici ca și la Haga, și acestea sunt cele care ne unesc și ne aduc optimism pentru întregul an. This flower contest we organize with a lot of participants and companies for the third time. Organizăm acest concurs pentru a treia oară cu mulți participanți și sprijin din partea unor companii. Let me say thanks to those companies and individuals that have made this important event possible. Permiteți-mi să mulțumesc acestor companii și persoanelor care au făcut acest eveniment posibil. And they will also be happy to present their prizes for the best compositeurs of flowers that we will celebrate today. Și ei vor fi de asemenea mândri să ofere premiile pentru cei mai buni dintre cei care vor crea astăzi aranjamente. Our sponsors are B&B Floral Connection. Sponsorii noștri sunt B&B Floral Connection. KLM. KLM. KLG. KLG. Ariane Glass. Ariane Glass. Eureko. Holland Farming. The Ramada Park Hotel. And the Florist Only magazine. And thanks also I would like to express to Florentina Nanu of the business development group BDG, who helped us to organize this event, and Florentina is our master of ceremony today. The theme of this year will be a royal tribute for my love.
un omagiu regal adus iubitului iubitei mele. You can be a good florist, but every flower arrangement you make, it is coming from the heart. Puteți fi un florist bun, dar fiecare aranjament pe care îl executați trebuie să vină din inimă. And I think when you do something for your love, it can be both, it can be the woman, it can be the man. It means that it's kind of loving each other. Când faci ceva în numele dragostei, poate fi pentru un bărbat sau pentru o femeie, pentru că te poți gândi că e vorba despre faptul că se iubesc unul pe celălalt. Especially when it is a royal tribute. Mai ales când vorbim despre un omagiu regal. I will give you some inspiration for today. O să încerc să vă dau puțină inspirație pentru azi. Especially for both of you, the man and the woman, you know that you can make a woman or a man very happy with just one rose. Indiferent dacă sunteți bărbați sau femeie, probabil că știți că puteți face fericit partenerul cu doar un singur trandafir. Two times. De două ori. The first time is when you give the rose. Prima dată când îi dăruiți trandafirul. The second time is after 5-6 days when the rose opens. După aceea, peste 5-6 zile când trandafirul se ofilește. The leaves, the petals will fall off. Și când petalele cad, you pick up those petals, you go to the bathroom. Le luați și le mergeți la baie. You fill it with warm water. Umpleți cada cu apă caldă. Put some herbs. Puneți și ceva ierburi. Some candles. A bottle of red wine. Și o sticlă de vin roșu. And put in the petals. Puneți petalele înăuntru. That's love. Iar tot dragoste. So I hope it will bring you a little bit, gives you a little bit of inspiration for today. Sper că v-am dat puțină inspirație pentru azi. So I want to wish you a lot of luck. Vă dorim mult, mult succes. A lot of inspiration. Inspirație. And also a lot of emotions and love inside to create your image. Cât mai multe emoții și dragoste înăuntru ca să puteți crea un aranjament minunat. Succes! Succes! Premiul 3, The Third Prize, Alina Alexandra Safriu, Retro Flower. Partenerul dumneavoastră.